nici trotuar tehnic nu face. Dar e foarte bun pe noi. Bună dimineața, vreau să vă spun tuturor celor care ne privesc, tuturor chișinăuienilor și astăzi suntem la un proiect pe care l-am așteptat ca să-l realizeze cineva care nu și-a onorat promisiunile. Noi ne-am obișnuit că toată lumea promite, până la urmă tot noi facem. Promite guvernul, facem noi, promite partidele politice, facem noi. Am zis să nu mai așteptăm, că a trecut o perioadă destul de lungă de la acea promisiune a unei entități politice că va reabilita. Atunci am zis, dacă reabilitează unul sau altul, poftim. Suntem gata să oferim câte o subterană pentru fiecare partid politic, pentru fiecare consilier municipal, pentru fiecare cine își dorește acest lucru. Nu s-a întâmplat. Astăzi, de fapt, aici suntem în intersecția a două magistrale mari, este vorba despre Bulevardul Dacia și Decebal Traian. Urmează să fie reabilitată această zonă integral. Mă refer în primul rând la subterană care este în spate. O să mergem să vedem în ce stare dezastroasă se află. La fel, acest spațiu care urmea și celălalt spațiu care urma să fie reabilitat de agenții economice, care până la urmă tot n-au făcut nimic, este adiacența lor și aveau într-un fel angajament public făcut mai devreme în această privință. Deci aici suntem pentru trei proiecte distincte. Zona din stânga mea, subterana, care urmează să fie prezentată ca proiect de colegii de la pretura sectorului Botanica, și un mini square, un spațiu public în spatele meu, peste intersecția Bulevardului Dacia. Vreau să știți că în acest moment și deja de aproape câteva luni este tergiversat procesul de atribuire a contractului pe Decebal, reabilitarea trotuarelor pe această arteră importantă. Sperăm să se rezolve cât mai repede. Aceste blocaje sunt nu doar în cazul Decebal, din partea autorităților centrale. Și acest lucru nu poate să fie decât regretabil. La fel, porțiunea de pe Traian. Sperăm că nici în acest caz nu vor fi blocaje. Noi suntem gata să intrăm în teren și să facem aceste reabilitări așa cum trebuie să fie. Vreau să zic că astăzi 70% din subterane deja sunt reparate, iar altele sunt în proces de reparație. Ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Cum am zis, până la sfârșitul mandatului facem tot posibil ca toate subteranele din Chișinău să arate decent, să arate conform unor standarde și să fie și cu accesoriile de accesibilitate în ele. Proiectul în întregime, nu doar subterana vorbim, dar și spațiu public 1, spațiu public 2, are un cost estimativ de 8 milioane lei și sperăm că agentul economic se mobilizează ca să finalizeze lucrările
cât de curând posibil. Cât timp i-ați dat? La noi, conform contractului, 2 ani de zile. Conform contractului, 2 ani de zile. Dar cât timp o să fac? Planificăm anul acesta, finalizăm toate lucrurile. Haideți, planificat să finalizăm anul acesta, faceți tot posibilul, pentru că oamenii de mult așteaptă din zona. Aici e un flux foarte mare de locuitori ai sectorului botanic, oaspeții capitale din alte sectoare. Iar acum vă invit să vedeți cum arată lucrurile. Nu știu, m-au informat că erau niște coșuri de gunoi stricate, aruncate în acea zonă și mă întrebau dacă să le evacueze, dar eu zic că nu trebuie. Trebuie să arătăm cum unii cetățeni locuitori al municipiului Chișinău se comportă cu infrastructura urbană, cu acele lucruri pe care vrem să le facem și acele lucruri care sunt, de fapt, din impozitele locuitorilor municipiului Chișinău. Domnule primar, planul de reabilitare a acestei subterane face parte dintr-un plan aparte sau vine după reabilitarea celorlalte subterane? Păi toate subteranele le-am luat una după una și am început să le facem. Aici știți că au fost și accidente, în alte parte erau subteranele veceie publice. Nu este un secret, ați văzut și dumneavoastră, ați mirosit și dumneavoastră, iar de securitate nu mai vorbesc. Dacă noaptea treceai pe acolo, cu certitudine exista un risc foarte mare să nu ajungi dintr-un capăt în altul a străzii. Cei de la Partidul Șor spuneau că birocrația e mare, de asta n-au mai ajuns să reabiliteze această subterană. Ați discutat cu ei? Eu cred că pretura poate să vă dea detalii. Noi am oferit absolut toate lucrurile, exact ca și cum se întâmplă în alte cazuri. Acum să arătăm cu degetul unul la altul, cred că nu este bine. Dacă vrei să faci ceva, te apuci, faci. Atât. Haideți să vedem. Iată așa... Iată așa, peste noapte se întâmplă, dau cu piciorul, cad de jos. Aici e a doua oară când se întâmplă acest lucru. Și rugăm chișinăuienii să ne raporteze. Ceea ce este ca și în cazul altor subterane, vreau să știți că va fi și sistem de monitorizare video și mai multe deci instalații antivandal. Dar iarăși facem apel la chișinăuieni, dacă vrem să fie curat, dacă vrem să fie... infrastructura conformă, să păstrăm curățenia pe de-o parte, pe de-altă parte, să păstrăm bunurile care sunt ale muncii. Imediat, haideți să mergem. Nu, stați aici, ia crumă, bă, de curăț. Spuneți-vă, rog, care a fost rezonul de stricat scările, cele măcar le număram așa, o an de zile. Doamna de la primărie, măcar odată, vine să coboare aici scările. Acum totul reparăm. De când reparăm? Azi începe reparația. Doamna Taubeș Cușor aici cu atâta bombă făcut de astăzi. Știți, da, dacă începe? Știu. Nu, știu. E foarte bine că se face. Tot orașul, eu toată viața trăiesc aici, niciodată nu s-a făcut atât. Dar știți, dacă încep să ducă la o oarecare numitor comun, uitați-vă la stații, pe tăcelile cele. Cum zilemiu să merge așa aia? Exact asta și facem. Șor a promis, n-a făcut, nu o să facem. Nu zic nimic, dar de-am nu era Șor, nu trebuie stricate, știți? O să le facem. Oarecare logică, logistică, nu-i? De acord. Le reabilităm. Le reabilităm. Succes! Mersi. Azi începem. Într-un ceas bun. N-am aghiazmă, știu, bun, senior. Mulțumesc. O să încercăm până la sfârșitul anului să terminăm toată zona, inclusiv zona aceea. Arătau, aici măcar e curat, s-au mai făcut intervenții, să spunem așa, temporare pentru reabilitarea scărilor, pentru că aici era dezastru. Acum, repet, după ce unii nu pot să-și onorează angajamentele, le vom face noi și le vom face cât se poate de curând posibil. Da, haideți. Unde stai în față?
față, trebuie să dăm jos. Trebuie să le schimbați. Și zona asta. Și avem și foarte multe intervenții în acest an și pentru Bulevardul Dacia, dar asta separat o să discutăm. Ați declarat dumneavoastră că autoritățile centrale tergiversează repararea trotuarelor. Din ce motiv? Care este? Păi blochează contractele, la achiziții, la NSC, n-are cine lucra. Sau nu pot lucra. Nu, nu se întâmplă doar Chișinăului, se întâmplă întregi țări. Dar este motivul, de ce credeți să fac asta? A, că sunt incompetenți, B, că poate au și motiv anumit. Cine poate să ne vorbească un nou despre ei, cum va arăta planul? Iată, dar să facem o specificare. Eu vreau ca să fie foarte clar, pentru că unii să nu vină peste 3 luni de zile și să spună ea că s-a promis și nu s-a făcut. Deci contractul este pe 2 ani de zile. Noi facem tot posibil ca lucrările să fie finalizate în acest an. Clar? Așa. Mersi. Vă duc și la sperul celălalt. Vreți care filmați e... însuși proiectul? Nu, cu să deschid o ilustrare. Ilustrările pe urmă. Mm-hmm. Ia pe aici. Nu, alea asta nu. Eu știți o ilustrare care anume cu zona asta. Și o arătăm. Da. Cred că asta e ce mi-a reușit să fie, dacă să discutăm despre zona aceasta. Deci, proiectul de reabilitare a zonei de intersecție Traian cu Decebal, ieșirea din subterană, prevede și reconstrucția totală a scărilor. Scările și dintr-o parte și din altă parte a ieșirilor din subterană vor fi reconstruite și vor conține și pantă pentru persoane cu nevoi speciale. Totodată o să fie reamenajat spațiul verde existent, și toată zona aceasta o să fie cumva conexată cu lucrările care se preconizează la reparația părții pietonale pe Traian. Deci... Dacă se poate și aș vrea să vă dați acestea, și va fi anume aici? Zona anume aici vor fi scări de la nivelul intrării până la nivelul existent a trotuarului. Ele vor conține și o pantă în formă de zigzag pentru persoane cu nevoi speciale. Și zona asta verde... Zona aceasta verde deja vine în partea cealaltă de bulevard. Am înțeles. Dar noi unde putem vedea acum proiectele și cum va arăta? Este posibil făcut public totul? Nu, ia că de pe acest exemplu. Adică... Noi dacă vrem după să le fotografiem, să... Este o zonă de odihnă, amenajată special pentru odihnă, în adiacentul subteranei de la Traian. Aici vor fi amenajate scările. Partea cealaltă este un mini-spoar pentru odihnă. Și plus a treia este subterana, reabilitarea subteranei, modernizarea reabilitarea subteranei Traian, intersecție Dacia, ea este, va fi reabilitată în trei etape. Prima etapă ne presupunem să reabilităm scările în adiacentul subteranei, care va fi și pentru persoane cu dizabilități. Sunt două scări în partea dreaptă și după subterană mai sunt niște scări până la bancă. A doua etapă este subterana, însuși subterana. Și a treia etapă este un mini-scoar cu o zonă de odihnă pentru locuitorii sectorului botanic, și pentru oaspeți va fi creat o zonă de odihnă, un mini-scoar, hai să zicem așa, cu mult spațiu verde. Ce suprafață va avea? 5100 metri pătrați în genere de reabilitare, este de demolări. Deci tot aici? Toată zona asta avem 5100 metri pătrați de demolare și de reabilitare. Vor fi, va fi reparat tavanul, pavaj va fi tactil,
gresie și 8 panouri informative sau un fel de expoziție. Va fi totdeauna în subterană, va fi expus. Dincolo în scoar va fi zona de spațiu verde, da? Zona de spațiu verde, 13 scaune, 3 urne și iluminat, da. Dacă spate nu-mi ești conținut. Diana, după.